găsit la ordinea de zi, suntem din nou împreună, o zi plină de evenimente importante, dacă la Gorj am înregistrat vizita Ministrului Educației, eveniment pe care o să-l mediatizăm și noi mai intens pe final de emisiune, la nivel național sunt câteva, să spunem așa, subiecte pe care s-a concentrat toată media, Uh, cu partii aș putea spune, în stilul cunoscut. Din păcate, media noastră se discreditează foarte mult cu, acest, uh, cu aceste partii priuri. De multe ori, cred că ar fi bine să spună lucrurilor pe nume și poate ar face servicii și patronatelor cărora aparțin. Că de regulă, în momentul când trebuie să dai, vine ordin pe unitate să dai un subiect ca să fie bine pentru dreapta sau pentru stânga, că acestea sunt cele două tabere mari, nu mai ții cont că ai putea să o faci și la modul profesionist. De aici lipsa de respect a politicienilor, chiar și a unei părți din public față de ziariști, de aici lipsa de respect a ziariștilor între ei, pentru că ați văzut cât în presa centrală cel puțin. N-am văzut asta în presa locală, deși mai sunt ieșiri a unora care se consideră mai ziariști decât alții, deși nimic nu le dă drumul, nu le dă voie să facă acest lucru, în sensul că dacă tu înjuri, dacă înjuri, pe unul mai tare decât altul care spune domne a greșit și atât, dar nu înjură, te consideră mai ziaristă la care înjură, știi? Apropo, indiferent ce mi-ar spune unul și altul, în momentul când folosești jigniri, dar jigniri grave, într-un titlu de ziar, indiferent ce fițui că electronic ar fi, sau chiar într-o emisiune TV, și aici ar trebui să intervină ce ne nu e ziarist. Indiferent, încă o dată spun, cât de uh, pregătit, cât de luptător te-ai considera. Dar, pentru că tot a venit vorba despre. și o să vedeți de ce am abordat și această situație, dacă tot anchetăm politicieni, mai nou patron de fotbal, chiar jucători de fotbal, o să vorbim astăzi și despre asta, de ce n-am anchetat și ziariști? Pentru că sunt unii ziariști, chiar și în îngorși, care s-au îmbogățit. S-au îmbogățit. Dacă acum câțiva ani trăiau dintr-un salariu care poate nu exista, că nu era niciun contract de muncă sau ceva de acest gen, nicio cartă de muncă, acum au vile, utilaje, firme, locuințe cât în cape. Cum oare să fi făcut toate acestea? Dintr-un salariu a anunțat oficial. Da, întrebare întrebătoare și vă spun eu că nu o să ne dea nimeni niciun răspuns. Uh, trecând la, să spunem, subiectele acestei zile, de fapt, tragem și o concluzie a săptămânii, având în vedere că ne mai întâlnim luni, uh, nu v-am mai prezentat de mult uh, săptămânalul vertical, el apare în continuare, acesta este, ultimul număr, numărul 448, în al 10-lea an al apariției, după cum ați văzut și spotul publicitar care îl, care îl vedeți pe TV în fiecare seară, are multe materiale interesante, despre fărcășeștiul de odinioară, despre ziua porților deschise care s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii în gorj, de, despre târgu de mărțișoare de la Târgu Jiu, despre uh, un, un film de prezentare al gorjului de înaltă ținută, un cadou pentru brâncuși, uh, sunt și alte materiale. Unul chiar a început un serial extrem de interesant despre primul primar al Târgujiului, Constantin Stanciovici. Uh, am mai publicat verticalul și altădată documente de arhivă, dacă nu mă înșel sub semnătura aceluiași Daniel Cizmașu. Să știți că informațiile de acum despre familia Stanciovi și tot ce a reprezentat ea în istoria gorjului sunt informații în exclusivitate care le găsiți în vertical și le veți găsi în săptămânile viitoare. Uh, Apropo de știrile de învățământ, pe lângă ziua porților deschise, aflăm că doi elevi vor reprezenta Gorjul la etapa națională a concursului național de istorie și societate în dimensiune virtuală. Continuă sau se sfârșește în acest număr și serialul Pagini din istorie din trecutul satului Copăceni, carte de hotărnicie a moșilor Copăceni și fărcășești ale mănăstirii Strâma. Ion Elena se adresează cititorilor cu o poveste emoționantă despre un frasi, chiar așa se numește, să aflăm frasiul frasi nostru, scriitorul și reporterul Ion Elena vine cu un material extrem de interesant, care e bine să-l parcurgeți. Vă garantăm că aveți ce citi. Aflăm despre primarul Troacă, recent eliberat din, din pușcărie, că a fost exclus din Partidul Național Liberal, dar și două editoriale România fără sprijin femei semnat Andrei Popete Pătrașcu și România scapă cine poate, o parafrază după celebra, celebru, celebra emisiune de pe ProTV, uh, sunt celebru, scapă-mă de aici. România, uh, România scapă cine poate, apropo de acel material, uh, și în care comentez, comentam la sfârșitul săptămânii, faptul că acest uh, apariția acestui proiect de cod fiscal care a intrat în dezbatere publică și pe care guvernul anunță că ar putea să fie aprobat la sfârșitul lunii viitoare prin uh, într -o, -o, într o ședință de guvern a pus puțin în șah conducerea PNL, care trebuie să vină cu alte propuneri, trebuie să vină cu un program foarte bine articulat, program care ar putea fi lansat chiar în acest weekend, pentru că s-a cam terminat termenul. N-am aflat precizări, nu știm în momentul ăsta când se va întâmpla acel, se va face cunoscut acel proiect. Mi-a atras atenția astăzi și aș vrea să discutăm mai pe larg un subiect a spune care se leagă chiar de acest editorial sau de subiectul lui: apariția acestui cod fiscal care este privit cu reticiență de specialiști și criticat cum ar fi altfel de specialiștii pe care are Partidul Național Liberal sau gravitează în jurul presei de dreapta. Cum spuneam, cum ar fi firesc până la urmă. Problema e că astăzi. Comisia Europeană a criticat Guvernul României pentru politica sa de taxe și impozite, pe care o consideră, cităm, lipsită de continuitate, predictibilitate și planificare strategică. De asemenea, conformarea la plata TVA rămâne un motiv de îngrijorare, se mai arată în raportul de țară 2015 pentru România, care cuprinde și analiza privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice emis joi de Comisia Europeană. Analiza Comisiei Europene vine în contextul în care guvernul Ponta a lansat în dezbatere, cum spuneam, un nou cod fiscal și care prevede, atenție, o reducere a TVA-ului de la începutul lui 2016 sau chiar puțin mai devreme, de la 25% la 20% și fără o asistență uh, fem, uh, femei. Uh, în context, Comisia se referă la faptul că în, ajun, că în anul 2014, printre altele, guvernul a scăzut contribuțiile la asigurările sociale cu 5 puncte procentuale, dar a introdus impozitul pe construcții speciale, rata a fost redusă de la 1,5% la 1% începând cu luna ianuarie 2015 și domeniul de aplicare modificat. Spune, spun cei de la Comisia Europeană că... Bineînțeles că nu e bine și că nu sunt, nu sunt, în regulă. Deci, practic, se vorbește doar de rău de politica fiscală a guvernului. Care, până la urmă, din privința specialiștilor, am auzit teoriile respective, n-ar fi de ce să fie contrazise, unele cred că sunt corecte. Da, dar acele măsuri pe care, teoretic, cei de la Comisia Europeană le critică, ne-au asigurat creșterea economică. Și în 2012, și în 2013 și în 2014. Deci, deocamdată, acest lucru nu se susține. Că a apărut chiar acum acest raport când a apărut să codul fiscal. Iar eu Toma Necredinciosul și am tot văzut că Bruselul joacă cumva pe interese politice din România. Și o să vă dau un alt exemplu. Mai țineți minte în zilele de campanie electorală când v-am spus și eu de aici că uh, se vorbea de creștere economică, cel puțin cei de la guvern spuneau domnule avem creștere economică, vom avea, iar cei de la Comisia Europeană revizuiau toate previziunile în jos și în jos rău, că n-ar fi, ca să folosească, pentru că folosea în momentul acela, opoziției din, din acel moment. Acum ca un făcut, bine, ce vreau să vă spun știți că n-a fost adevărat. Nu că a fost o creștere, că până la urmă la noi o creștere de genul ăsta 1-2% nu înseamnă nimic. Dar a fost o creștere, n-a fost o scădere. Bun, aceeași Comisie Europeană vine să ne tragă acum de urechi că nu sunt în regulă cu taxarea. Și eu consider că sunt niște bâlbâieli. Dar până la urmă, reducerea taxelor, reducerea taxelor de orice fel, atât încât țara n-a intrat în va din contră, lucrurile par să se îmbunătățească, nu văd unde ar fi problema. Și ne le ia pe rând cei de la Comisia Europeană, ne ia măsurile acestea, să vedem ce spun ei și dacă sunt sau nu sustenabile cum să, afirmațiile. Pentru că, atenție vă spun, cine crede din România că lucrurile sunt chiar așa cum le vede, nu la televizor, că la televizor le vezi într-un... Nu le mai vezi al negru, le vezi în culori, cum se spune. Dar pot să fie partipriuri de o parte și de alta. Noi, -am, noi încercăm în această emisiune chiar să păstrăm linia dreaptă, echilibru. Tocmai de aceea prezentăm aceste lucruri și încercăm să vedem și ce e adevărat din toate acestea, că de multe ori sunt lucruri care au o anumită susținere, dar să știți că chiar dacă vin de la Comisia Europeană, nu-i musai să fie chiar așa uh, foarte corecte. Se vorbește despre electorata. Comisia critică și așa numitra electorată, stimulentul fiscal pentru restructurarea creditelor persoanelor fizice cu venituri reduse, introdus în iunie 2014. Cităm, sistemul poate avea un impact negativ asupra disciplinei creditării. Acesta presupune și obligații suplimentare pentru bănci de provizionare și, prin urmare, generează pierderi băncilor, comentează comisia. Aha! Deci e vorba de bănci. nu e vorba de cetățeanul român, nu e vorba de guvernul român. Afectăm băncile. Și care, ale cui o fi băncile astea din România? Că nu prea sunt românești, nu? Deci, dacă citim printre rânduri, vedem și alte lucruri, da? Mai departe. Reducerea CASE cu 5 puncte. Cităm. Recenta reducere a contribuțiilor la asigurări sociale plătite de angajatori a scăzut impozitarea muncii, dar într-un mod neorientat în timp ce povara fiscală pentru persoanele cu venituri mari din România este scăzută datorită cotei unice de impozitare și tăierii contribuțiilor la asigurări sociale, sarcina fiscală rămâne ridicată în termen comparativ la nivelul veniturilor mai mici. Cu toate acestea, autoritățile române se așteaptă ca reducerea CASE să aibă impact pozitiv asupra economiei și a pieței forței de muncă pe termen mediu și lung prin Reducerea costului muncii. O provocare va fi monitorizarea cu atenție a modului în care reducerea cease s-ar putea traduce în salarii mai mari, ceea ce ar alimenta apoi creșterea costurilor forței de muncă din nou. Deci, e, nu e bine, nu e nici rău, vom mai vedea, dar Guvernul nu a făcut bine. Cam asta ar fi concluzia. Uh, spun cei de la Comisia Europeană că reducerea cease este de așteptat să conducă la o pierdere netă de venituri fiscale de aproximativ 0,75% din PIB pentru anul 2015. Neinițierea -ne reducerii impozitelor pentru persoane cu venituri mici și medii conduce la această pierdere semnificativă de venituri la buget. Se intenționează ca echilibrul bugetului să fie asigurat în principal prin reducerea cheltuielor ca în bugetul pe anul 2015 și cel mult pe și cel pentru al trimestrului 4 al anului 2014. Uh, Munca nedeclarată și câștigurile subdeclarate afectează veniturile fiscale, spun cei de la Comisia Europeană. E adevărat. Despre inspecția muncii. Un sistem de inspecție a muncii care funcționează bine este o okay cheie pentru a aborda o provocare de muncă nedeclarată. În acest sens, inițiativele recente de a restructura inspecția muncii, adică fuzionarea acesteia cu Agenția Națională pentru Plăși și Inspecții Sociale, ar trebui să evite perturbări în activitatea și organizarea instituției, asigurându-se că independența și autonomia ei sunt menținute. Nu aveți impresia că aceste comentarii sunt făcute la București? Întrebare. TVA. Cităm. Conform unui raport recent privind cooperarea administrativă în privința TVA, România folosește limitat controlul multilateral asupra TVA, un instrument de combatere a fraudei în domeniul TVA transfrontaliere, în special în colaborare cu țările vecine. Impactul asupra veniturilor mecanismului de taxare inversă introdus în anumite domenii urmează încă să fie evaluat. Despre reducerea TVA. Cităm, începând cu septembrie 2013 se aplică o cotă redusă de TVA pentru produse de panificație, sub rezerva unui spațiu fiscal necesar disponibil, autoritățile analizează o utilizare mai frecventă a ratei reduse de TVA sau o reducere a cotei standard de TVA în viitor. N-am înțeles nimic. Reforma ANAF se vorbește despre descentralizare de taxării mari, marilor contribuabili, taxele ECO, timbru de mediu auto, transparență, salarizarea bugetarilor, Investițiile publice, riscuri, sistemul de pensii, pensiile speciale, riscuri pentru pensionarii săraci, sustenabilitatea sistemului de pensii. Analiza nu e atât de incorrectă. Are lucruri care se susțin. Dar sunt făcute, deci atenție, lucrurile sunt scrise probabil la București, dar sunt trimise de la Bruxelles ca să aibă mai multă greutate. Dacă acest raport, să spunem, apărea în luna ianuarie, sau apărea, să zicem, după ce o să vedem și programul de guvernare PNL, cred că ar fi putut să comparăm bine cele două și să știm unde ne aflăm. Analiza a apărut înainte de, de, de între cele două și are menirea să lovească în ceva. Vom vedea care dintre cele două documente. În primul nu mai poate, deci lovește în ce este, în al doilea se poate modifica înainte. Dar vreau să vă spun un lucru. Uh, acestea sunt decizii. Uh, genul reducerea TVA, genul acestea de impozite și taxe, sunt politici care sunt apanajul executivului. Executiv care, în orice țară democratică, are o majoritate parlamentară prin care le trece, da? E, în condițiile în care guvernul își asumă aceste lucruri, care țin de politica lui intrisecă să facă ceva, mi s-ar părea normal să moare pe limba lui. Adică, dacă cei de la guvern, indiferent ce guvern, nu vorbim neapărat de cel care e în funcție acum, uh, face o prostie și lucrurile nu ies așa, ba din contră, avem o, o problemă, guvernul răspunde. Răspunde și electoral, răspunde de toate felurile. Ba, acum mai nou, răspunde în fața DNA, că nu-i lasă nici să ia nicio decizie că sunt. Uh, apare deja o problemă sunt atenție știți că vă mai dădeam am, amănunte în seriile trecute despre toate deciziile guvernamentale care se analizează de către de către DNA din perspectiva nu se mai merge pe parte de asumare să zicem a executivului ci mergem direct în în penal sau ceva de acest gen. Suntem astăzi a fost mai multă liniște în România. Dacă ieri toată lumea vorbea de Elena Udrea, astăzi subiectul s-a mai estompat. E și normal pe undeva trebuia să se vadă în sfârșit și președintele Iohannis că este într o vizită istorică în la Berlin. S-a întâlnit cu Gauck, președintele Germaniei, cu Merkel și cu alții și să știți că este o, un ceremonial de rang de rang 1 cu care n-a fost obișnuită România cel puțin în relațiile cu Germania. Dar ieri practic am trecut și noi peste știre deși știam de ea. Claus Iohannis a fost la Chișinău. I-a chemat pe ea în ședință partidele europene dar a fost o ședință, s-a întâlnit cu partide europene, dar cam atât. De ce? E ciudată situația din Moldova, știți că v-am mai spus asta și e greu de făcut acolo ce se dorește, adică să îi impui cu forcepsul. Deci acolo guvernul rezistă datorită miniștilor lui Voroni. Și dacă lucrurile evoluează așa, s-ar putea să vedem ca președinte din nou pe Voroni. Constituția îi permit. Și asta este. Deci ar fi de râsul curcilor să se întoarcă voronii în Moldova. Dar acum evoluează lucrurile, nimic n-ar trebui exclus. Spuneam de. Uh, despre Claus Johannes, El a mers în Germania cu un mandat clar, în sensul că a cerut sprijin și pentru spațiul Schengen a cerut sprijin și pentru Uniunea Monetară, adică să trecem la euro din 2019 și multe altele, mai ales că Germania este totul, factorul, factorul principal la acest moment în Uniunea Europeană. Cred că este o poziție corectă și, de asemenea, sunt șanse ca Germania să ne, să ne ajute cu acest cu acest lucru. Acum ar fi și o problemă uh, pentru Germania. Gândiți-vă că cu excepția Austriei, singurul oficial de rang înalt de origine germană este președintele României. A nu ajuta să aibă succes când de tine depinde acest lucru e o mare uh, e un risc pe care cu siguranță pragmaticii germani nu și l vor uh, asuma. Și în momentul când putem să rezolvăm aceste doleanțe, aceste visuri până la urmă ale poporului român, și spațiul Schengen, și de fapt să fim țară cu drepturi de plină în Uniunea Europeană, e foarte bine. Deci, cred că președintele asta trebuie să facă, ăsta e apanajul președintelui, politica externă, și cel puțin pe relația cu Germania, cred că va reuși. Cu o mai vedem, dar... Suntem destul de aproape de Rusia și lucrurile nu sunt chiar așa cum ar trebui să fie. Suntem în momentul, în momentul acesta apropo de știrile care circulă în, în spațiu public, Suntem în momentul când lucrurile care se întâmplă, ne pot influența viața și conflictul de la granițele noastre, conflictul din Ucraina, este departe de a se termina, și mai mult, cum spuneam și altădată, el ne afectează. Chiar dacă noi nu vedem acum lucruri palpabile, cei care se pricep spun că ne afectează atât la investiții cât și la alte lucruri, dar la tot ce se întâmplă în acest spațiu. Poate ne și ajută, dar uh, nu atât uh, nu atât de mult. Și dovada cea mai bine, cea mai bună este că uh, leu deși este la o cotă joasă, cursul leului în raport cu euro nu scade ca în alte țări uh, din regiune, sem că în România există o problemă. Sau poate este intervenția băncii naționale, dar poate că nu-i chiar așa, deși se vorbește și de asta. Uh, mergem, uh, astăzi mi-am propus să vorbim și de fotbal și, nu întâmplător, uh, tot prin prisma DNA-ului care lucrează, uh, care a luat, să zicem, câteva zile, probabil, de pauză de la politicieni, ca să vorbească, ca să ancheteze și fotbalul. Și nu, nu orice fotbal, este vorba de dacă acum câteva zile se ancheta meciul de fotbal din 2007 dintre Dinamo și Lazio, a câștigat Lazio cu 3-1 pe trenul Dinamo și se pare că meciul a fost vândut. Acum se anchetează un meci Universitatea Cluj CFR Cluj din 2012 când ce să vezi CFR-ul Pascani a câștigat la Universitatea Cluj cu 3 la 2 și a câștigat campionatul. Foarte interesant e altceva. Mai țineți minte că Becali are un dosar și a luat o condamnare, dosar celebru, dosar valiza, pentru că el a încercat Atenție! A încercat să-i plătească pe Universitatea Clu să-și apere corect șansele, să-i bată pe CFR. Oamenii noștri, oamenii de, să spun, polițiști, procurori, judecători și ce mai fi, oamenii legii, cum sunt numiți în România, au zis, deși legea îi permitea acest lucru, atenție la momentul ăla, au zis, nu, e vinovat, îi corupea. Deci atenție, îi corupea să-și apere corect șansele. Eu pun pariu că în acest dosar nu vor face nimic, dar tocmai de asta vă prezint speța, măcar rămânem cu chestia asta. Meciul Cluj, Universitatea Cluj, CFR Cluj, și nu apare întâmplător, cele două echipe se întâlnesc și acum în semifinale Cupei României. Acest meci s-a terminat Uh, a fost și cu bătaie generală între Bornescu și Ricardo Cadu. Bornescu era la Universitatea Cluj. Alexandru Tudor a oprit derbiul Clujului, care urma să se rejoace pe 18 mai, dar în fine, până la urmă s-a terminat cu 3... Deci, atenție, a condus Universitatea Cluj cu 2-0. S-a terminat cu 3-2 pentru, uh, pentru CFR. Uh, antrenorul Claudiu Niculescu, fost avetă din Aovist, a fost socotit vinovat de eșec sau intent, deci se putea întâmpla și altceva și Adrian Cristea, da ăla care umbla după Bianca și nu știu ce, e, ăla se pare că a trântit meciul respectiv. Uh, Florin Walter și acum patron la Universitatea Cluj. Uh, cităm, i-a transmis prin intermediul unui amis să-i spună lui Niculescu ce schimbări să facă. A cerut să scoate imediat de pe teren pe Adrian Cristea și să-i trimită pe Alexandru Păcurar și pe Gabi Moștină. Niculescu n-a vrut. Cristea a luat, că de frică că este scos, a luat și un cartonaj roșu și ghici cine a câștigat. Atenție, cu o brigadă croată care au dat un 11 metri inexistent la sfârșitul jocului. Uh, din ce se spune în prima informare a procurorilor, sunt convins că meciul, din întâmplare am și văzut momentul respectiv, uh, sunt convins că ceva necurat s-a întâmplat acolo, dar dacă o luăm pe bune, eu cred că mai sunt și alte momente uh, din fotbalul din ultimii ani. Și o să mă refer aici, procurorii pot să ancheteze, uh, deci titlurile lui Cefere, și poate chiar și titlul Unirea urzice. Deci, aceste urcări meteorice până la urmă și apoi terminat efectiv clubul respectiv. De ce spun acest, acest lucru? Eu cred că unii au cotizat foarte mult să ajungă în frunte, au pus mâna pe banii ăia care erau din transmisii, din ce mai era, au vândut jucătorii și s-au retras pentru că n-au câștigat atât de mult, având în vedere că au trebuit să și dea foarte mult. Cine, cine crede că nu e așa, probabil n-a trăit, în, -a trăit în România. Om trăi și om vedea, dar ceva mă face să cred că, că procurorii au dreptate și în acest, și în acest domeniu. Sunt astăzi niște decizii ale Curții Constituționale care cred eu că vor revoluționa practic viața social-politică și economică din România. Dar mai întâi vreau să vă spun că CCR-ul care acum a informație completă are o mare problemă. vor ziua news, președintele, n-ar cam trebui să fie nici judecător la Curtea Constituțională, dar dita mai președintele. Maestru Zegrean are handicap grav și acest lucru nu i-ar permite să aibă alte activități decât pensia. Domnia se ați văzut că se mișcă foarte bine și locomotor. E adevărat că se uită în toate direcțiile, dar asta ca să acopere sistemul legislativ românesc, nu din alte motive. Și automat maestru, cum spunea în zeci ani, n-ar ca trebui să fie pe acolo, dar asta e altceva. Curtea Constituțională a declarat neconstituționale dispozițiile care fac referire la numărul minim de membri fondatori necesari pentru înregistrarea partidelor politice. În prezent, pentru înființarea unui partid, este nevoie de o listă cu semnături de susținere provenite de la cel puțin 25.000 de persoane, domiciliate în cel puțin 18 județe din țară și municipiul București. Uh, acum știți că vă citeam și eu ieri că această comisie care lucrează acum la modificarea uh, sistemului electoral din România, legea partidelor nu știu ce, a hotărât că un partid poate fi înscris cu trei membri fondatori, ca un ONG. E, iată că Curtea Constituțională spune, domne, nu e bine. Acum să vedeți ce ce o să iasă după chestia asta dacă e pe bune, dacă cererea a fost pe bune pentru că asta afectează nu așa dreptul de opinie, dreptul de asociere dreptul de nu știu ce. O să găsim cu siguranță niște ONG-uri poate unele finanțate pe bani grei de, de prin de, de diverse fonduri europene care o să spună și acest lucru. A doua decizie a curții constituționale este însă și mai interesantă și a spune eu Uh, cred că de data aceasta va deschide uh, va deschide o cutie a Pandorei o cutie a Pandorei în care vom avea denunțuri pe bandă rulantă deci uh, procurorii de acum încolo vor avea de lucru la greu numai denunțuri practic și ultimul arestat va putea să facă un denunț și dacă denunțul lui se confirmă, știe ceva despre asta și știți cum e cu lumea interlopă și cu toate celelalte, deci vreau să vă spun că are șanse să-i se reducă pedeapsa. Curtea Constituțională a luat o decizie majoră joi care va avea un impact semnificativ asupra anchetei procuror și anunță o avalanșă a denunțului. În legislația actuală, Atenție! Doar denunțătorii care comiseseră infracțiuni grave beneficiau de reducerea pedepselor în schimbul colaborărilor cu procurori în timp ce aceia care doreau să denunțe fapte grave, dar care nu comiseseră infracțiuni grave, nu beneficiau de reducerea a pedepsei. Păi Pe dacă tu ai un an de luat, de ce să-ți mai faci în reducere, nu? CCR, ce prin decizia de jos, schimbă regulile jocului. Astfel, orice martur care vrea să denunțe o infracțiune gravă, va beneficia de o reducere a propriei pedepsei, indiferent dacă el a comis fapte grave sau mai puțin grave. În acest fel, ne putem aștepta la o avalanșă a denunțurilor pentru că, prin decizia CCR, se mărește numărul persoanelor care ar putea beneficia de reducerea pedepselor în schimbul denunților. Denunțurilor. Deci, la acest moment, cei care nu aveau mari speranțe, că aveau condamnări mici, 6 luni, un an, ar putea să scape fără niciun fel de pedeapsă decât ceva cu suspendare dacă fac denunțuri punem pariu că denunțurile vor crește în proporție geometrică. Păi avem dovadă și acum. Deci acum toată lumea e striitor. Deci toată lumea face denunțuri, toată lumea scapă. Un fel de a spune că bănuiesc că la un moment dat, când se va ajunge la sentință, se ia o pedeapsă, dar atenție, mult diminuată. Nu-i tot una să iei o condamnare de șapte ani cu o condamnare de un an, doi, trei. Deci e o mare diferență și numai săracul George Copos știe ce, prin ce trece, că deși are dreptul la reducerea pedepsei, deși cei de la uh, peritenciar i-au dat binecuvântarea, instanța, instanța care de multe ori e foarte largă cu diversi infractori notori ca să scape de aceste lucruri, de multe ori nu se dispune ceile 30 de zile, în România așa se întâmplă, acum cu George Copos e mult mai dură. Indiferent ce s-ar întâmpla, ce, cât de vinovat ar fi George Copos, cred că având în vedere și vârsta, pentru că e trecut de mult de 60 de ani, se apropie de 70 din câte știu eu, ar putea fi, și mai ales că există specialiștii de la spun că e posibilă chestia asta, cred că ar trebui luată măsura. Uh, ne întoarcem uh, sau ne întoarcem, ajungem pentru prima dată în gorj. Uh, astăzi, pentru a vorbi de mai multe subiecte, unele uh, le vom împărți în două. O să începem cu un subiect, bine, un subiect predilect care îl avem în fiecare seară, soarta din, din CEO, uh, și anume, uh, se întâmplă o altă veste proastă pentru mineri, dar dată de Ion Urușes, membru în Comisia de Negociere a Administrației pentru Negocierea unui Contract de Muncă, în CEO, fostul lider de sindicat, fostul senator, care spune că prima de vacanță de Paște nu va fi acordată. Spune el, cităm, o companie de stat nu mai are temei pentru acordarea primei de vacanță. Din potrivă se vorbește că singurele facilități sunt acele vouchere de vacanță. A spus el pentru cotidianul Panduru. Administrația vrea să dea un voucher de vacanță de 1000 de lei, o, ori prima de vacanță de la COA e de cel puțin 3.000 de pardon, 3000 de lei. Acest. Există și o propunere de modificare a acestei legi în Parlament depus de, de Nicolina Mocioi, însă lucrurile nu sunt atât de, de clare, și procedura parlamentară durează câteva luni așa că e posibil ca unii dintre cei care ar trebui să beneficieze de acest lucru, să spunem așa, să treacă perioada respectivă sau să-și ia concediile. O veste bună pentru cei care așteptau ca să se scape de cariera berbești, Acționarii societății Complexul Energetic Oltenia S.A. au aprobat prin hotărârea AGA numărul 9 din 26.02.2015 elementele referitoare la transferul UMC Berbeș către CET Govora începând cu luna martie 2015. Uh, încă ceva și apoi trecem la subiectul mare de mi l-am propus pentru Gorj vizita Ministrului Educației. Uh, șeful IPJ, Gorș, uh, Gheorghe Parepa, s-a întâlnit cu directorii instituțiilor de concentrate din județ. Evenimentul a fost cu atât mai important cu cât ziariștii au reușit să-i facă o poză sau să iau o imagine cu el. De ce? Foarte simplu. Știți că în momentul când cu o lună în urmă sau câteva săptămâni în urmă a venit pe funcție, a făcut o conferință de presă, dar I-a lăsat pe jurnaliști doar cu agenda și cu pixul. Adică i-a întors în anii 90, de atunci avea aparate de fotografiat. De data aceasta, într-o altă acțiune, el a fost fotografiat pentru prima dată în Gorj. A fost prezentat directorilor serviciilor de concentrate din județ. Și tot așa, să-i urăm succes în mandatul care îl are în fruntea poliției gorjene. Uh, cum spuneam, astăzi a fost uh, o zi importantă în educația din uh, Gorj. După mai mulți ani, un ministru al educației a sosit la Târgu Jiu. Dacă în urmă cu un an de zile era așteptat Remus Pricope și din diverse motive n-a mai ajuns, iată că acum uh, ministrul uh, Sorin Câmpeanu Gorjan, atenție, din Bâlta, părinții se trag din Bâlta, Gorjului, de la Runcu, a venit la Târgujiu și nu singur, ci însoțit și am să rog colegii din regie să dea drumul și la cele câteva imagini pe care le avem de la eveniment deci este o imagine din conferința de presă, avem ministrul în centru, inspectorul general Ion Ișfan, cei doi secretari de stat, Albotă și, și Șalaru și bineînțeles senatorul Mignea Costoiu. Cei cinci au ținut o conferință de presă la finalul întâlnirii cu cadrele didactice și cu de fapt cu directorii de școli și cu inspectorii școlari, Întâlnirea s-a la Colegiul Național Spiru Haret. Avem o imagine din anfiteatru cu directorii de școli și inspectorii din județ. Amfiteatru a fost arhiplin la această întâlnire, care a durat circa o oră și jumătate. Iată și pe ministru, aici însoțit și de Liliana Proteasa, subsecretar de stat pe preuniversitar. S-a adresat directorilor de școli, cum spuneam, în anfiteatru de la Spiru Haren. Aici e vorba de Constantin Huică, liderul FSLI la nivelul gorjului, USLI de fapt, cel care a pus câteva întrebări ministrului, întrebări din care am aflat că acordul încheiat între sindicate și minister, în timpul ministrului Picope, merge mai departe, deci va fi dus la îndeplinire. Așa s-a angajat ministrul Educației Naționale Sorin Câmpeanu. Da, cum vedeți, o sală plină, recunoaștem acolo și pe domnul Ion Elena, colaboratorul nostru și prietenul și pe domnul Petre Ciungu. Iată, deci câteva imagini din, din sală. Da, Liliana Proteasa, Gorjeancă și Dânsa, prin adopție, așa, vin foarte des la Târgu Jiu, prezentând Câteva din situațiile din sistem, cea mai importantă referitoare la ora de religie. Iată și aici câteva imagini cu directori din, de școli și de licee, de grădinițe din, din, județul, din județul Gorș. Uh, cum spuneam, aceste, această ședință care s-a ținut cu directorii și inspectorii a fost urmată de o conferință de presă, după aceea de o vizită la Colegiul Național Tudor Vladimirescu și de o vizită la Universitatea Constantin Constantin Brâncuș din, din Târgu Jiu. Ministrul a plecat în soții de delegație, a fost... Uh, a plecat spre Craiova, unde de la ora 14 a început o vizită similară. Aici este o parte din echipa inspectoratului școlar județean Gorj, care s-a întâlnit cu inspectorul, cu ministru, cu ministrul educației. Acestea au fost câteva din imaginile selectate, le puteți găsi și pe site-ul, de, de fapt, pe pagina de Facebook, a săptămânalului vertical și pe școala gorjană, uh, Trebuie spus, apropo de acest eveniment, sunt câteva lucruri care trebuie să, să le reținem în urma acestei vizite. Uh, deci, la circa două luni, două luni și ceva de când uh, ministrul este în funcție, ministrul Sorin Câmpeanu, Domnia sa a pus la Târgu Jiu, uh, al 12-a județ pe care îl vizitează, iată, în două luni, a, avut, uh, a adus în discuție câteva dintre problemele importante cu care se confruntă învățământul. Prima veste bună, și aici vorbim, uh, să spunem că directorii de școli n-au avut timp încă să se întâlnească uh, cu, cu, cu toate cadre didactice, deci, așa cum a anunțat și premierul Victor Ponta la începutul săptămânii, se vor primi banii pe ordonanța 83 pe 2014, banii din hotărâri judecătorești, la nivel de gurși, hotărâri judecătorești ale cadrelor didactice înseamnă 12,5 milioane de euro, o parte din acești bani, vor fi dați chiar în luna martie, deci primele două Trimeste din 2016 plus restanțele care mai sunt din 2015. Asta ar fi o primă veste bună. A doua veste bună și am mai vorbit despre asta. Concursurile pentru ce înseamnă personal de conducere în, în învățământ se vor desfășura, deci până în 20 martie funcțiile de inspector școlar general la 4, cele 41 de inspectorate școlare, inclusiv la Gorj. După aceea, în etapa, după începând cu 20 martie până la începutul lunii aprilie, inspectorii școlari general ajunți și directorii caselor corpului didactic. După aceea, în luna aprilie și mai, inspectorii școlari de toate specialitățile, începând cu sfârșitul lunii mai și până în toamnă, din ce am putut, etapa a patra, directorii de licee și de școli vor da concurs, adică o permanentizare pe posturi. O altă veste dată de Ministrul Educației la Târgu Jiu a fost că se lucrează la o nouă lege a educației, pentru că sunt probleme în continuare, legea 1 din 2011 se aplică foarte greu, foarte multe acte, așa că sunt șanse să avem o nouă lege în perioada imediat următoare. De fapt, n-a spus-o ministru, dar vă spun eu, la Târgu Jiu, în laboratoarele Universității Constantin Brâncuș, se lucrează la o nouă lege a educației naționale. Ce-am mai văzut și vreau să vă spun că ca cel care a participat acolo m-a surprins în mod plăcut, nu numai că ministrul uh, Sorin Câmpeanu a stăpânit foarte bine datele despre Gorj, adică și făcusă lecțiile cu meticulozitate, vorbim totuși de un universitar și nu unul oarecare, dar vreau să vă spun că ne-a spus și unele uh, lucruri pe care nu le știam despre învățământul gorjan. Ca de exemplu, avem din cei 59.000 uh, 59 aproximativ de elevi, uh, 63%, adică vreo 36.000, dacă nu, cam așa, sunt în mediu urban. Deci noi avem, deși ca localități, și văd, ar trebui să fie o pondere de 50 și ceva la sută, cu toate acestea, își dau, oamenii își dau copiii la învățământ în urban. Dovadă că avem procentul acela. În schimb, avem o altă problemă. 59.000 de, de elevi, avem vreo 590 de școli, și structuri, ceea ce înseamnă media pe o școală este foarte mică, de doar 100 de elevi, o medie printre cele mai mici din țară. Aici va fi o problemă. Încheiem emisiunea de astă seară cu o veste. Acele 18 microbuze școlare așteptate pentru sfârșit de luna februarie vor sosi la Târgu Jiu cu o mică întârziere. Adică în primele două săptămâni din luna martie, ele sunt deja la minister, vor veni la Gorj 18 microbuze, urmând ca altele care au fost solicitate până la peste 30 câte sunt așteptate, pe total în Gorj, să vină undeva în vară sau cel târziu până la sfârșitul anului calendaristic 2015. Acestea fiind spuse, încheiem emisiunea de astă seară, încheiem... Săptămâna, cum s-ar spune, vă las împreună cu Gigi și Betty la dedicații muzicale. Eu vă dau întâlnire luni seara de la aceeași oră. Mulțumesc de atenție, la revedere!